Am revenit. Nicolae Ivanciu, șef serviciu și purtător de cuvânt în cadrul DSV Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit în jurnal, domnule Ivanciu. Bună seara și bine v-am regăsit. Revenirea din concediu. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, de echipa tehnică de la Teleim Iași. Noi focare de pestă porcină în județele apropiate de Iași. În acest moment, județul Iași este în pericol? În acest moment, județul Iași este în pericol mai mult ca niciodată, pentru că în județele învecinate, Iașiul fiind și în zona limitrofă râului Prut, vecin cu Republica Moldova, în Republica Moldova sunt focare de pestă porcină africană, în județul Botoșani evoluează pestă porcină africană, mai nou, în zona Murgeni din județul Vaslui, e o zonă de pescuit la Cârja, la fel foarte aproape de zona limitrofă râului Prut, au apărut focare de pestă porcină africană și la gospodăriile populației. În județul Iași, la începutul lunii iulie, în urma, și aici fac o paranteză, trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră că oamenii au știut din emisiunile de la Teleim, așa au confirmat, că aveau numere de telefon și au, comunicarea a fost concretă, scurtă și la obiect. Au găsit un porc mistreț la curtea unui cetățean în intersecția dintre comunele Dancu, Golăiești și exact la limita dintre cele două comune. Proprietarul a găsit în curte un porc mistreț mort. A sunat imediat, am intervenit cu echipamente, cu materiale pentru a preleva cadavrul al porcului mistreț care a murit în curtea omului. Trebuie să explic mai multe amănunte și am să vă rog să nu vă supărați. Acum mai nou luăm folie, gen sac tun, îl tragem cu echipamente, cu mănuși, cu absolut tot, închidem ermetic, avem mașină care este specializată pentru aceste probe, transportăm imediat în cel mai scurt timp la laboratorul sanitar veterinar, de asemenea în condiții de securitate, colegii noștri cu echipament cu tot prelevează probe și s-a și confirmat, am primit și confirmarea de la laboratorul central de diagnostic prezența genomului, genomul fiind totalitatea informațiilor genetice prezentate într-un virus, pentru că fiind identificat genomul specific virusului peste porcine africane, am avut nevoie și de confirmarea laboratorului central de diagnostic, la IDSA. Atunci când apare la un singur caz de porc mistreț, se declară un caz, nu boala în sine declarată. Deci în județul Iași a fost înregistrat doar un caz cu pestă porcină africană la un porc mistreț. Nu focar. Nu un focar la gospodăriile populației, la porcul domestic. După depistarea acestui focar, s-au luat mai multe măsuri? După depistarea acestui focar, s-au făcut toate demersurile și către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, prin informarea, prin ancheta epidemiologică, privind actul sanitar veterinar, declararea bolii, absolut tot cu buletin de analiză. Toate datele colegii mei au proces la întocmirea unui dosar complet, pentru că colegii noștri de la Comisia Europeană centralizează toate aceste date și identifică prin satelit, pentru că sunt date toate coordonatele, și știu în maxim 24-48 de ore după declanșarea oficială și declararea oficială a unui focar de peste porcină africană după caz, în cazul nostru, au toate detaliile, verifică dacă au fost corect întocmite un dosar de declararea bolii, dacă sunt toate piesele, toate documentele care trebuiesc pentru a întocmi dosarul de declararea bolii, solicită măsurile, planul de înștiințarea, planul de măsuri și absolut toate celelalte elemente. La începutul lunii august, în urma măsurilor dispuse de Centrul Național de Combatere a Bolii prin decizia numărul 1 din 2019, la instituția prefectului, unde președinte al Centrului Local de Combatere a Bolii județean este prefectul județului Iași, au fost invitați și toți responsabili fonduri de vânătoare de plaza județului Iași. În
În perioada 12-18 au fost vânați un număr de 3013 pe fondul Schitul Duca, dar a fost dat un termen în zona respectivă unde a apărut acel caz de mortalitate la porcul mistreț. Au fost recoltați 16 capete de mistreț, din care a fost unul a fost găsit mort. Alte cazuri nu au mai fost diagnosticate, chiar de la cei care au fost vânați. Alte cazuri nu au mai fost identificate nici în laboratorul nostru, deci acel genom specific pentru virusul pestei porcine africane, deocamdată. Și nici anterior acestui caz care a apărut la 1 iulie 2019. Măsurile care au fost luate ar fi cum ar fi, de exemplu, ca în termen de 60 de zile până la începutul lunii octombrie să fie recoltați integral toți mistreții după confirmarea virusului. Va fi foarte greu, va fi o muncă titanică și eu îmi pun mari speranțe în seriozitatea oamenilor de la RomSilva, de la celelalte fonduri de vânătoare și nu numai, de la primării, de la posturile de poliție și colegii de la Poliția de Frontieră, pentru că cu termoviziunea, cu acel instrument care pot identifica, localiza și pe timpul nopții tot ce mișcă în zona frontierii fâșiei de stat, sperăm ca să ne putem apropia, având de asemenea, cum am amintit la începutul interviului cu emisiunea de astăzi, să avem o situație, iar dumneavoastră să ne invitați cât mai des pentru a prezenta, fac o paranteză, și un raport intermediar și periodic, pentru ca populația să fie corect informată și de aceea rog cetățenii județului Iași, acolo unde sunt porci mistreți, să sune la sediul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și să ceară unul dintre colegii noștri pentru a da informații despre evoluția mișcării, că nu în 20, noi nu putem fi prezenți de 24 din 24 pe întreg arealul. Ca să înțeleagă și cei de acasă, domnule Ivanciu, mistreții, da, sunt foarte periculoși atunci când vine vorba de pesta porcină africană. Principalii purtători, principalul factor de risc este porcul mistreț, el este purtătorul. Este animal sălbatic, el se deplasează 5-10 km foarte ușor, se deplasează, revine într-un al, el poate fi și solitar, poate fi în trecere dintr-o anumită zonă, dar din ce vă spuneam înainte de a începe și emisiunea dumneavoastră, din totală suprafață agricolă, din toată suprafața județului Iași de 5.475, însemnând 100% suprafața județului, suprafața agricolă este de 3.820, deci cam 69%, iar păduri și terenuri cu vegetație forestieră e de 981,3, însemnând cam 17,9% din suprafața totală a județului Iași. Iar în aceste... Suprafața este o suprafață ca medie ponderată față de, pe undeva pe la mijloc, față de celelalte județe ale țării. Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e puțin, dar din cei 1500, aproximativ 1500 de porci mistreți evaluați ca și număr, ca și cadografie în existență în județul Iași, va fi o muncă titanică și de-aia va trebui să abordăm cu mult profesionalism, cu seriozitate, să fie o comunicare perfectă cu instituțiile, începând cu instituția prefectului județului Iași și celelalte instituții, IPJ-ul, Poliția de Frontieră, Jandarmerie și nu numai. Primărie, posturi locale de poliție, pentru că o comunicare corectă, nu unilaterală, nu duce decât la eficientizarea acestei activități și scontăm eficiență maximă. Deci până în octombrie să fie recoltați toți mistreții, vorbim de 1500, recoltați, ce se întâmplă cu ei? Eutanasiați? În primul rând vor fi vânați. În momentul când nu se confirmă prezența bolii, automat cei care își vor urma circuitul normal. Cum se întâmplă în astfel de cazuri? Din moment ce nu va fi identificat acel genom care trebuie să fie prezent în mod normal în virusul pestei porcine africane, el își urmează cursul normal ca și carne. Sunt depozite specializate pentru carnea de mistreț în județ, nu e niciun fel de problemă, nu e la îndemână oricui să facă absolut orice vrea. Aici fac o paranteză, că mai sunt amatori de chilipiruri și s-au mai apucat să mai și braconeze.
Vreau să transmit semnilor mei că ieșenilor pentru câteva kilograme de carne de mistreț să faci și pușcărie, vei fi privat de libertate. E un semnal foarte grav la ce se întâmplă în țara asta. Să trăim decent, civilizat, după niște norme civice prestabilite, legislație, avem foarte bine statuat în țara asta tot ceea ce înseamnă cadrul legislativ de desfășurarea unei activități. Noi, ca funcționari publici, o să spunea și alta emisiune, suntem plătiți din taxa și impozit pe veniturile cetățenilor, ale ieșenilor, ale instituțiilor, ale societăților comerciale. De-aia am spus că raportul periodic la dumneavoastră sau prin dumneavoastră să ajungă informațiile la ieșeni este foarte binevenit, pentru că oamenii sunt corect informați, iar noi avem mijloace să ne deplasăm 24 din 24 pentru a ajunge la solicitarea și rog foarte mult ca cei care sună să-și decline identitatea, să dea date exacte, pentru că să nu fie alarme false și pentru a ne putea desfășura și noi activitatea după proceduri și în cadrul legal sanitar-veterinar. O altă măsură luată ține de dezinfectarea mijloacelor de transport? Ca noutate, ce pare noutate pentru, s-a luat și măsura ca de ADR-urile să prezintă o listă a societăților agricole în vederea depistării creșterii egale, ilegale a suinilor la acele societăți, cel puțin din zona limitrofă, cum riscul de a mă repeta, râului Prut, pentru că e normal, trecerea frecventă peste râul Prut a porcilor mistreți de unde sigur vin cu virus de al peste porcine, nu face decât să intre în contact cu porcul domestic, mai ales pe la sediile sau punctele de lucru a societăților agricole, dar nu trebuie să uităm că, de fapt, totalitatea cantităților de cereale care se recoltează din acele zone, pe unde au fost vizitate sau pe unde s-au aflat în drumul, în trecerea porcului mistreț, rămâne virusul peste porcine. Că unii s-au mirat din cercetările făcute de oameni care se preocupă de acest aspect. Cum Dumnezeu a apărut virusul peste porcine africane într-o zonă unde chiar nu, în urma unor analize cu foarte mult discernământ aprofundate, nu se găsea cauzalitatea. S-a mers de la efect, s-a dus la cauzalitate și s-a găsit faptul că s-a constatat faptul că dintr-o anumită zonă, luăm oricare zonă din zona imediat apropiată Prutului, au fost recoltate cereale, au fost duse și prelucrate din materiile prime, au fost duse într-un complex de creștere a porcilor intensivă, de aia și crescătorii evită, se documentează foarte bine atunci când achiziționează furajele și au fost constituite din materie prime, de unde au fost achiziționate. Întrebarea? Pentru că prin cereale se ajunge virusul, este dus direct în hrănitoarea porcului în complexul industrial. Sau într-o unitate unde sunt porci domestici. În revenind la... Este foarte greu în acest moment și pe această cale facem demersul pentru a întări o rugăminte și o recomandare a prefectului județului Iași să găsim soluții cu cei de la zona de frontieră, zona de fâșie, pentru că dincolo de fâșie, legea spune foarte cald, foarte clar, e imperativ, nu trece niciun cetățean fără verificarea foarte atentă dacă are suprafață de teren aferent între fâșie și malul Prutului sau în condiții cu totul și cu totul speciale. Ori în acest moment, pentru recoltarea porcilor mistreț, care se adăpostesc, au loc de refugiu între fâșie și malul apei a Prutului, uneori e chiar 500-600 de metri, poate chiar mai mult. Depinde. Chiar dacă sunt puține zone, ori acolo, zone cu tineret, salcie, pomi tineri, desiși, pentru că nu este curățat și de moment ce am spus că terenul cu vegetație forestieră e o zonă greu accesibilă. Ori, din acest punct de vedere, nu avem ce să le reproșăm pentru un cazul când am găsit un cadavru de porc în râul Prut, cei de la Poliția de Frontieră ne-au sprijinit împreună cu jandarmi, cu cei de la ISU, cu mijloace, cu materiale, cu echipamente, cu tot ceea ce înseamnă logistica pentru a soluționa acest aspect. Dar dacă în continuare vom reuși să avem permanent un dialog, inclusiv sâmbătă și duminica și chiar și noaptea, că nu trebuie să ne deranjeze pe niciunul din noi dacă suntem sunați
la o oră din noapte, pentru că asta este contextul. E mai ușor să previi decât să tratezi situația de fapt, pentru că pesta porcină africană nu poate fi tratată. Acest proces de recoltare a porcilor a început? Ce vă spuneam mai devreme, au fost recoltați un număr de 16.000 stres. Deci în această perioadă sunt recoltați? Până la începutul acestei săptămâni, mai exact până ieri luni, așa, au fost recoltați, iar continuă acest proces, iar la raportarea periodică pe care o să o avem prin dumneavoastră și nu numai prin Comitetul Local de Combatere a Bolilor, s-a instituit și o măsură de raportare în fiecare luni la nivel național. Este o persoană desemnată prin decizie de a raporta absolut toate activitățile care s-au desfășurat pentru prin măsurile care au fost luate pentru prevenirea și apariția și combaterea pestei porcine africane. Mi se pare o măsură corectă și nu numai colegul sau colega care a fost desemnată prin decizie, și noi trebuie să fim cei care avem prima informație alături de dumneavoastră, ca și comunicare, ca și dumneavoastră sunteți formatori de opinie, iar informarea corectă a cetățenilor doar va duce la niște rezultate pozitive pe care le contăm și prin care contăm să trecem împreună peste... E un episod greu și noi sperăm să, în măsura în care depinde de noi. Noi mai avem o problemă cu cetățeni care sunt certați cu legea, acei așa spuși intermediari, samsari, o denumire mai puțin ortodoxă și mai puțin civilizată, nominalizarea unor persoane care nu au scrupule pentru a obține niște beneficii, niște venituri necuvenite, prin comercializarea animalelor, chiar dacă le iau din focare din alt județ, încearcă să intre, au fost încercări multe, au fost dejucate pentru că au fost întoarși înapoi, am primit sprijinul reprezentanților postului de poliție și nu numai echipaje de la poliția rutieră, pentru că trebuie scoprit aceste mijloace de transport și întoarse, și după caz când au ajuns în județele unde s-a întâmplat, au fost confiscate animale, tranquilizate și eutanasiate, pentru că asta e una din măsurile imperative. Este fără echivoc. De aceea rugăm ca oamenii care nu înțeleg trebuie să oprească, pentru că ne introduc, cum se spune, acel cadou otrăvit, ne conduc în județ. Și noi avem familie și noi să avem rude și noi suntem oameni normali, dar ne pot aduce de servicii, începând cu instituția prefectului, Direcția Sanitar-Veterinară, IPJ Iași, Jandarmerie, ISU, Poliția de Frontieră, dumneavoastră, pentru că vă dăm și dumneavoastră de lucru automat. Domnule Ivanciu, două minute până la sfârșitul jurnalului. Aș vrea să vă întreb cât de gravă este această boală, cum evoluează? Boala evoluează uneori fără niciun fel de simptomatologie. Animalii slăbesc, așa cum v-am dat exemplu acelui porc mistreț, a fost găsit, el, noi bănuim că a trecut prutul și a mers până s-a epuizat și s-a oprit în curtea unui cetățean. Dintr-o lizieră a coborât în curte, n-a putut să mai urce înapoi în pantă și acolo a și murit. Iar măsurile au fost luate imperative. Așa prezentăm și o hartă pe care, cu toate detaliile, undeva aici se vede unde a apărut cazul de peste porcină africană, am spus, între Bosia, Golăiește și Comuna Dancu, undeva la intersecțiile între cele trei comune. Eu vreau încă o dată să mulțumesc cetățenilor care sunt foarte, foarte serioși, sună, au acces la numele de telefon, îl găsesc foarte ușor și dacă, prin absurd, nu pot găsi numele de telefon de la DSV, pot suna și la 112, prin absurd, pentru că este o urgență. Și o să ne asumăm răspunderea și o să ne punem... Ne apropiem de sfârșitul jurnalului, domnule... Noi am vrea să prezentăm ca fiind o hartă curată și la sfârșitul anului și nu numai, fără niciun focar de peste porcină africană. Ne dorim foarte mult ca și sărbătorile pascale și sărbătorile de iarnă să ne găsească în liniște și pace, iar dumneavoastră să vă putem mulțumi, să vă spunem că încă o dată doar rugăm pentru o comunicare corectă cu celelalte instituții, cu cetățenii, pentru la toate măsurile care se impun. Domnule Nicolae Ivanciu, șef serviciu și purtător de cuvânt în cadrul DSV Iași, vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații și vă așteptăm și cu alte noutăți. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Amoroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă, să aveți și vizionare plăcută în continuare.